ai fost contactat de cei de la Dinamo. Tu ne-ai confirmat că aseară la 12 noapte ai fost sunat de cineva și așteptai un telefon azi, însă a fost anunțat Gigi Mulțescu. Ești dezamăgit? Care sunt gândurile tale în acest moment? Păi, da, e adevărat ce spun. Nu sunt dezamăgit. Cum să fiu dezamăgit? Îmi doream, bineînțeles, să ajut, să muncesc, dar au ales, la fel, un antrenor cu experiență, un antrenor care a mai antrenat-o pe Dinamo în foarte multe rânduri și sper acum pentru Nea Gigi, pentru binele Dinamo, să aibă energia necesară ca să scoată echipa la liman, pentru că este o situație complicată. Ne poți spune cine te-a sunat să te cheme la Dinamo? Da, nici nu contează asta, Victor. Ok. Că sunt foarte mulți oameni care decid la Dinamo, le mulțumesc că s-au gândit la mine pe această cale. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Cu siguranță, la un moment dat, mă voi întoarce acolo și voi continua munca. Florinda, te întreb altceva. Ok, nu ne spui cine te-a sunat, poți să înțeleg asta, nu insist, dar ce ți s-a spus în momentul în care ai răspuns la telefon? Ce ți s-a transmis? Dacă sunt dispus să preiau echipa în momentul ăsta. Atât, pur și simplu, întrebare scurtă și la obiect? Da, da. Și tu ai spus direct da? Am spus că sunt dispus, dar trebuie să ne întâlnim să vorbim. Și am spus, ok, revenim cu un telefon dimineața. Telefon care a mai venit sau nu a mai venit? Aici s-au oprit lucrurile, da. Deci nu te-au mai sunat, l-au pus direct pe Mulțescu? Da, da, nu e niciun fel de problemă. Da. Cei care și-au făcut strategia și gândește cum vrea. Eu oricum le mulțumesc că s-au gândit la mine. Dar acum te întreb altceva, Florine. Nu era o situație mult prea grea pentru orice antrenor, până la urmă, ce e la acum haosul de la Dinamo? Poate ți-ai fi făcut mai mult rău în cariera ta dacă ai fi fost acum la Dinamo. Păi da, de câțiva ani, situația la Dinamo e cam la fel, Victor, și știi foarte bine că în urmă cu 3 ani am luat echipa în aceeași situație și am câștigat play-out-ul cu ea, am făcut 34 de puncte în play-out. Da. A fost revelație atunci cu jucători foarte mulți tineri. Nu mi-e frică de muncă, nu mi-e frică de o meserie pe care o iubesc. Normal, am foarte multe de învățat în continuare, dar este ceea ce iubesc și ceea ce vreau să fac. Așa că nu mi-e frică de provocări. Bun, nu te mai țin mult, Florin, zi-mi doar atât. Din punctul tău de vedere, ce trebuie făcut în acest moment la Dinamo astfel încât echipa să nu aibă emoții cu retrogradarea? Pentru că de asta e vorba până la urmă. Acum trebuie să acționez rapid. E foarte greu să lucrez tactic, să încarci, nu știu. Trebuie prospețime fizică și mentală. Trebuie foarte multe discuții cu jucătorii și din punct de vedere fizic să ajungă la un nivel bun, în așa fel încât să poată susține acest final de până la urmă de campionat regular și după aceea de play-out. Are vreo șansă Dinamo cu Astra Giurgiu în semifinalele Cupei României? Are foarte mari șanse. Cred în Dinamo, normal.